Frații împărați, de Petre Ispirescu. A fost odată un biet om sărac. El avea femeie și 3 copilași. Lucra bietul om de da pe brânci, zi și noapte, orice și pe unde găsea. Și 2 în 3 nu putea lega și el. Bieții copilași erau mai mult flămânzi decât sătui. Într-o dimineață, plecând la pădure ca să aducă ceva uscăturele pentru casă, văzu într-un copac un cuib de pasăre, cum nu mai văzuse el până atunci. Se miră nițel, apoi parcă-i dădu cineva ghes, vru să știe că ce fel de pasăre să fie aceea ce se adăpostea în astfel de cuib. Își lepădă pantofii, își scuipă în palme și se agăță de copaci ca să se urce spre cuib. Încet, încet, el se sui până la cuib. Se uită în trânsul, pasărea nu era. Când, ce să vezi? Un ou ca de găină. Așa de frumos era oul și lucios, încât parcă era milă să pună mâna pe dânsul. În cele din urmă îl luă și îl băgă în sân. După ce se dădu jos, culese câteva uscături, făcu o sarcină mică, o puse la spinare și plecă spre casă. Copiii, când văzură oul, săriră de bucurie. Se miră și femeia lui, căci nici ea nu mai văzuse un astfel de ou. Nu știau cum să umble mai binișor cu dânsul, ca să nu-l scape pe jos, să se spargă. Unul zicea că să-l coacă în spuză și să-l mănânce toți, altul zicea că să-l fiarbă, altul că să-l păstreze. Muncitorul însă zise că mai bine ar fi să se ducă cu el în târg, să-l dea pe bani, că tot și-a pierdut el ziua de muncă și cu ce va prinde pe dânsul să ia nițel mălai. Toți găsiră cu cale că așa este mai bine să facă. Se duse deci cu oul în târg. Se așeză și bietul muncitor în rând cu femeile care vindeau ouă. Umblau oamenii de colo până colo și cumpărau ouă, dar la el niciunul nu venea. Se miră cum de nu-l întreabă și pe dânsul nimenea de oul său. În cele mai de pe urmă, ia ca un neguțător chiabur că vine și la dânsul. De vânzare ai oul ăsta, prietene? De vânzare, jupâne. Cât cer pe dânsul? Păi, ce-i vrea să-mi dai, jupâne? O să-ți dau o pungă de bani. Ia lasă, jupâne, nu-ți mai bate joc de mine, zise el și se uită în altă parte, crezând că râde de el, pentru că venise la târg numai cu un ou. Ba nici râs, nici nimic, începu a zice neguțătorul cel chiabur. Iată 2 pungi, nu crezi să-ți dea altul mai mult. Și scoase pungile cu bani, i le puse în mână, luă oul și plecă. Bietul om rămase înlemnit în loc, uitându-se după neguțător cum se ducea. Nici că-i venea măcar să creadă ochilor. Și apoi, unde se mai auzise ca un ou să se vândă cu 2 pungi de bani? Când se deșteptă din zăpăceala lui, pipăi pungile să vadă că nu e vreun vis. Apoi vru să alerge după negustor să-l întrebe de n-a făcut vreo greșeală. Dar ia-l pe neguțător de unde nu e. El își căutase de drum vesel, cumpărase doar un asemenea ou. Dacă văzu și văzu, deschise și el pungile, se uită în ele, dar odată îl luară de ochi banii ce erau acolo, apoi le strânse la loc, le băgă în sân și plecă să-și cumpere merinde. Umplu un sac cu cele de trebuință și o luă către casă. Se tot temea și se tot uita în toate părțile, să nu care cumva să vină cineva să ia pungile. Când ajunse acasă, trânti sacul pe jos și zise: iată, nevastă, ce minune făcui eu cu oul ăla poznaș, vezi tu? Văz, dar ce e în sacul ăla mare? Ei, dar ce nu e? Aia întreabă-mă. Mălai, fasole, pastramă, pește sărat, ceapă, ardei, usturoi. Și unde le duci? Ia, auzi la ea unde le duc. Acasă, ție și copiilor, unde să le duc? Ce vorbești, bărbate, ori ai căpiat astăzi? Vezi, mă, că ți-l-o fi dat cineva să le duce aiurea și tu, știind lipsa de acasă, te-ai fi rătăcit cu ele încoace. Când ai mai făcut oastă comedie să vii acasă cu merinde cât munca ta pe 10 zile? Păi bine, mă, nevastă, nu spusei că astă comedie o făcu oul ăla poznaș de-l găsi eu azi în pădure? Ce spui, bărbate, atât a făcut oul ăla cât ai dat tu pe toate astea?
Dar când îi mai vedea și pastea, să vedem ce o să mai zici. Atunci scoase pungile și răsturnă banii în pat. Femeia rămase înmărmurită. Copiii, care până atunci răscoleau prin sac și înhățau cu dinții, când din una, când din alta, cum auziră zurneitul banilor, alergau de la sac la bani și de la bani la sac. Ei nu se puteau sătura, văzând atâta belșug în casa lor. Bărbate, mai zise femeia, dar asta nu e lucru curat. Atâția bani pentru un ou de găină? Și pipăia banii să vază, nu care cumva sunt niscai farmece, ori altceva. De găină, de negăină, uite, l-am văzut cu două pungi de bani, cum îi vezi cu ochii verzi. Apoi, orică el a făcut atâta, orică negustorul la care l-am vândut n-a fost om curat, eu nu știu. Atâta știu numai că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să vedem și noi, odată, cu ochii, ce este belșug în casa noastră. Acum vezi de rostește de masă, să mâncăm și să ne veselim. Așa și făcură, toată ziua într-o veselie o duseră. A doua zi se sculă de dimineață, se găti și plecă la muncă. Nu știu însă cum făcu el, nu știu cum drese, că se pomeni iarăși în pădure. Nici el nu știa cum venise acolo, știa numai că el la muncă plecase. Dacă văzu așa, cătă copacul, se sui în el și mai găsi un ou. Se duse cu el în târg și mai luă încă două pungi de bani, tot de la acel negustor. Pasămite, ouăle astea erau de diamant, care făceau de 10 ori atât cât îi da lui pe ele negustorul. El însă era bun bucuros că lua și atât, căci scăpa de sărăcie, el și cu toții ai lui. Cumpără de asta dată haine pentru copii, căci erau goi. Mai luă niște unelte și dichisuri de ale lui pentru muncă și pentru casă, căci nu credea că o să fie în toate zilele Paște să tot găsească la ouă de-astea scumpele. Câteva zile de-a rândul se mai duse el în pădure și tot găsea câte un ou. Se făcu însă mai năzuros în târg, ținu mai la preț și cu mirare văzu că scoate câte 4 pungi de bani în loc de 2. Apoi, dacă văzu că așa merge treaba, își făcu o căsuță, își mai îndulci și el traiul și își dădu copiii la dascăl ca să învețe carte. Într-una din zile, ducându-se mai de dimineață să-și ia merticul, dete peste pasărea ale cui ouă le lua el. Stătea pe cuib, așa frumusețe de pasăre, nu mai văzuse și nici nu mai auzise. Îndată îi trăzni prin cap că ar fi bine să o ducă acasă la dânsul. O și luă binișor și cu mare bucurie aduse la bordeiul lui pasărea. Apoi, ducându-se în târg, porunci o colivie foarte frumoasă și foarte mare, în care colivie își așeză găina și o îngrija ca pe copiii lui. Cu chipul acesta scăpă și de drumul de toate zilele prin pădure și de zuitul în copaci. Găina îi oua în toate zilele câte un ou în colivie. Îmbogățindu-se el, goni sărăcia din satul lui. Făcea bine la tot satul, ajuta pe orice nevoiaș, cumpăra vaci la toate văduvele, ocrotea pe toți copiii sărmani. Omul era nesățios, ci cât are, tot ar vrea să mai aibă. Muncitorul, după ce văzu că are destul, începu a face negoț. Și fiindcă negoțul, când merge bine, de firea lui este să se întindă ca pe cinginea, deteghies muncitorului să călătorească prin țări străine după negoț. Porni dar într-o călătorie depărtată peste mări și țări. Într-o zi, când lipsea și nevasta lui de acasă, copiii intrară în colivie ca să se joace cu pasărea. Jucându-se ei acolo, unul din ei ridică aripa găinii și văzu că este ceva scris acolo. Să te văd, nene, zise cel mijlociu către cel mai mare dintre frați. Poți tu să citești ce zice aici? Ba, nici boabă, răspunse el. Astea parcă nu sunt slove de care ne arată dascălul. Să mergem să chemăm pe dascăl, să ne spuie el ce zice acele slove, zise cel mai mic dintre frați. Bine zici tu, răspunseră amândoi frații mai mari. Să mergem, și într-un suflet ajunseră la dascăl. Îi spuseră și îl rugară să vie să citească, ca să știe și ei ce zice acele slove de sub aripa găinii, pe care o păstrează în colivie tatăl lor.
Dascălul deocamdată nu voi să creadă ceea ce îi spuneau copiii, dar după ce îl încredințară, se hotără să vie într-o doară, mai mult de hatărul lor decât pentru vreo ispravă. Când văzu acele slove și le citi, dascălul rămase înmărmurit și, intrându-i gârgăunii în cap, îi și puse gând rău găinii. Copiilor însă le zise că acelea ce li se păreau a fi slove erau un fleac și că nu însemna nimic. Ce făcu dascălul ce drese, se dete pe lângă muma copiilor și cu șoșele, cu momele, îi intră pe sub piele și se înnădi cu dânsa. Biata femeie, slabă ca toate femeile, se plănisi dascălului. Într-una din zile, dascălul, uitându-se la ea cu ochi galeși și cu giugiuleli, îi zise: ce mult aș pofti să mănânc o pasăre cu tine la masă. Mâine e sărbătoare, răspunse femeia. Voi trimite să cumpere o pasăre bună și grasă și o voi găti după pofta inimii dumitale. Dacă ar fi vorba despre păsări de care se găsește la toată lumea, nu ți-aș mai fi spus dumitale, căci am și eu destule în curte, slavă Domnului. Dascălul bătea șaua să priceapă iapa. Femeii îi dete un fier ars prin inimă. Ei, apoi ce fel de pasăre ai voi dumneata? Îl întrebă femeia. Ceva așa deosebit, răspunse dascălul, și ca să nu mai ocolim, ți-o spune românește pe șleau. Am poftă să-ți mănânc friptă găina aia ta din colivie. Vai de mine, dascăle, dar cum să fac una ca asta? Ce va zice bărbatul meu când s-o întoarce? Orice va zice, iaca, tu să-i spui că a murit. Și apoi nu pricep la ce să mai țineți o găină care și așa e destul de bătrână și care peste curând, negreșit, că tot are să moară. Oricum, dascăle, tot nu-mi vine să fac una ca asta, ca să nu se amărască bărbatul meu. Atâta trecere n-am și eu la dumneata, mai zise dascălul. Asta îmi dovedește că nu mă iubești. Îmi pare rău că am îndrăgit cu atâta foc pe o nesimțitoare. Eu, pentru dragostea ta, aș fi dat prin foc și prin apă ca să-ți fac voile și tu, pentru mine, atâta lucru să nu faci. Să știi, dară, că de azi încolo n-ai să mă mai vezi, mă duc să mă înnec. Piata muiere începuse a simți și ea de dânsul, apoi, de frică să nu-și facă seama singur pentru dragostea ei, se înduplecă și făgădui dascălului că îi va da găina să o mănânce friptă, singur, singurel, după cum dorea. Cum auzi dascălul de una ca aceasta, îi zise că acum s-a încredințat că și ea îl iubește, apoi puse la cale ca găina să o gătească bucătăreasa lui. A doua zi, după ce porunci bucătăresei să nu lepede nimic din ale găinei și nici din măruntaie, ci s-o frigă așa întreagă întreguliță, se duse la biserică, unde veni și femeia cu copiii. Bucătăreasa făcu tocmai precum îi poruncise stăpânul său, însă pe când era aproape să fie friptă găina de săvârșit, copiii se întoarseră de la biserică, deși nu se isprăvise slujba, căci li se făcuse foame și se rugară de bucătăreasă să le dea ceva de mâncare. Cu atâta gingășie se rugară copiii, încât bucătăresei i se făcu milă de dânsii, le dete câte un codru de pâine și pe lângă aceasta, celui mare îi dete capul găinii, celui mijlociu pipota și celui mai mic inima, socotind că acestea sunt lucruri de nimic. Copiii mâncară repede și se dusere iarăși la biserică. Dascălul, care stătuse ca pe ghimpi la biserică, cum ieși, veni numai decât să se puie la masă. Numai gândindu-se la găină, îi lăsa gura apă, dar se supără cât un lucru mare când văzu că îi se aduse găina fără cap, fără pipotă și fără inimă. Se cătrăni de ciudă și de necaz dascălul, încât paci era să nebunească. Atunci răgni ca un leu la bucătăreasă, întrebând-o cum a făcut de i-a călcat porunca. Biata bucătăreasă spuse lucrul cum se întâmplase, zicându-i că nu credea să facă atâta tevatură pentru nimicul ăsta de măruntaie. Văzu că nu mai are încotro și se stăpâni. Gustă câte ceva din masă, se sculă foarte amărât și se hotărâ să poarte sâmbetele copiilor. Femeia, de unde se aștepta să vază pe dascăl mulțumit pentru că se jertfise să-i facă plăcerea, rămase uimită auzindu-l că este atâta de mâhnit. Se duse dară pe lângă dânsul și cu fel de fel de vorbe dulci voi să-l înveselească.
iar el, care nu-și lua deloc gândul de la găină, îi zise: "Ai voit să-mi dovedești că-ți sunt drag când te-ai înduplecat și ai dat găina să taie și să o frigă. Ca să mă încredințez cu desăvârșire că mă iubești, am să te pui încă la o încercare. Un lucru am să-ți mai cer. Spune, spune mai curând, sufletul meu, numai să se poată. Eu însă sunt gata și la moarte să merg pentru dumneata." Îi răspunse femeia: "Trebuie să alegi una din două, ori să fii cu copiii tăi, ori să fii cu mine. Și iată de ce. Sunt dascăl de atâția mari de ani și nu mi s-a mai întâmplat ca vreun școlar până acum să-mi fi făcut rușinea ce mi-a făcut copiii tăi. Toată lumea știe că pe copiii tăi îi am mai de aproape decât pe ceilalți. Eu mă silesc cu ei să-i învăț câte în lună și în soare, fiindcă am voit să-i scot ciraci ai mei și ei, ce să vezi? Lasă că fac mișeli și umblă ca dezmeticii pe uliți de s-a luat lumea de gânduri cu ei, dar azi să iasă ei din biserică, să vie să mănânce și apoi să se întoarcă în biserică clefetind din gură, cu ce obraz să mai ies eu în lume? Cine o să-și mai dea copiii la școala mea? Și decât să-mi iasă nume rău, mai bine să mor, căci ce glăsuiește o zicătoare, decât să iasă omului nume rău, mai bine ochii din cap. Ce stai dascăle de vorbești? Apoi, la mine nu te mai gândești? Nu e păcat de Dumnezeu să pierdem noi niște copilași așa de drăgălași și curați ca mărgăritarul? Cum se poate una ca asta, ca eu să-mi pierzi copilașii? Gândește-te, drăguțul sufletului meu, că sunt copiii mei. Ori ei, ori eu," răspunse dascălul. "Ce o să zică bărbatul meu când s-o întoarce? Lumea mă va omorâ cu pietre când va auzi una ca asta." Dascălul văzu că a cam scrântit-o și o întoarse pe foaia ailaltă. "Eu nu zic să-i omorâm, ci să-i trimitem deocamdată la un alt oraș, să zici că i-ai trimis pentru învățătură. Nu mai pot, mă înțelegi, să stea cu mine aici, căci nu voi să-mi zică lumea că sunt dascăl de ea, terchea, berchea, trei lei perechea." Cu gura zicea el unele ca acestea, dar în capul lui clocea alte gânduri spurcate. "Ei bine, dacă este așa, mă învoiesc, dar cum să facem?" întrebă femeia. "Foarte lesne," răspunse dascălul. "La noapte să închidem într-o magazie și mâine, în faptul zilei, îi iau eu într-o căruță și eu îi duce să-i așez la un prieten al meu." Gândul dascălului era să ia pe copii, să-i ducă în pădure și acolo să-i spintece pe câte unul și să le scoată din trânsii capul, pipota și inima găinii și să le înghită el. Dar norocul nu-i sluji nici de astă dată. Copiii fură cuprinși de frică atunci când se văzură închiși în magazie. Începură să plângă. Cel mijlociu însă zise: "Fraților, ascultați-mă pe mine, că va fi bine de noi toți. Știți de ce ne-a închis dascălul aici cu voia mamei?" "De ce?" întrebară ceilalți. "Dascălul a spus minciuni, că nu însemnă nimic slovele de sub aripa găinii și de-aia a stăruit el pe lângă mama de a tăiet găina și s-o mănânce el, ca să se împlinească la dânsul prorocia din acele slove, dar n-a vrut Dumnezeu cu dânsul." "Adevărat să fie?" mai întrebară frații. "Că înseamnă ceva acele slove?" "Mai e vorbă," răspunse el. "Ia să vă spui eu acum. Slovele acelea ziceau că cine va mânca capul găinii va ajunge împărat." "Eu împărat?" zise cel mare care mâncase capul. "Așa," răspunse fratele cel mijlociu. "Cel ce va mânca inima găinii, de câte ori se va culca, se va pune la capul lui o pungă cu bănet, unde o va găsi când se va scula." "Mie să mi se întâmple asta?" întrebă cel mic care mâncase inima. "Ție," îi răspunse fratele cel mijlociu, "iar cel ce va mânca pipota găinii se va face năzdrăvan." "De-aia știi tu năzdrăvăniile astea," strigară frații cel mare și cel mic deodată. "De-aia, fraților," le răspunse mijlociul, "acum, ca să scăpăm de aici, trebuie să ne punem toate puterile să stricăm fereastra magaziei ăsteia și să fugim, căci demonul de dascăl are de gând să ne ia în revărsatul zorilor, să ne ducă în pădure și să ne omoare." Se puseră cu toții, sfărâmară fereastra și fugiră. Merseră ei toată noaptea. Când se lumină de ziua, ajunseră la un loc unde se deschidea trei drumuri. Aici
stătură să se odihnească. Se hotărâră să apuce fiecare pe câte un drum și să se ducă unde e o lumina Dumnezeu. Se îmbrățișară, se sărutară, își luară ziua bună unul de la celălalt cu lacrimi în ochi și se despărțiră. Merseră ei toată ziua, când, unde seara, frații cei mari se întâlniră iară, pasămite, drumurile pe care apucaseră ei se întruneau acolo. Atunci, năzdrăvanul zise, pe semne că Dumnezeu vrea să fim tot împreună, dacă El ne-a adus aici. Așadar, să nu ne despărțim în toată viața noastră. Mai înainte de aici este un oraș mare. Acolo a murit împăratul și mâine se alege altul. Cel ales ai să fii tu. Ia lasă vorba aia încolo, măi frate, și nu o mai face să-mi intre gărgăuni în cap. Hai să mergem să căutăm ceva de lucru. Că burta, auzi, ci că nici n-a mâncat de ieri și cere sărmana. Mergând ei, ajunseră la orașul care era înaintea lor. Aici întâlniră un bătrân pe care îl rugară să-i îndrepte la vreun han, unde să rămâie noaptea. Bătrânul le spuse că hanurile, gem de lume, care a venit să fie față la alegerea împăratului, care se va face mâine, că nu vor găsi niciun loc de rămas, și îi luă la dânsul acasă, unde le dădu de mâncare și un pat de odihnă. A doua zi de dimineață se scoală cu toții, se spală, se scutură și pleacă împreună cu bătrânul afară din oraș, pe o câmpie întinsă, ca să vadă și ei cum se aleg împărații la cetatea aceea. Bătrânul le spuse că alegerea se face așa. Dregătorii cei mari iau un porumbel alb nevinovat, îl încarcă cu cordele foarte frumoase, îl aruncă în sus și pe cine s-o lăsa porumbelul, acela va fi împăratul lor. Pe locul hotărât se adunase, încă până nu se face ziua, atâta lume, câtă frunză și iarbă, de nu se mai putea mișca. Și bătrânul cu copiii abia găsiră și ei un colțișor la o parte, de unde să se poată uita. N-apucară să se așeze bine și auziră un sunet de bucium. Atunci se făcu o tăcere de se auzea musca zbârnâind. Toată lumea ținea ochii țintă în sus. Aruncându-se porumbelul în văzduh, acesta ocoli pe deasupra lumii și veni de se puse drept pe capul băiatului celui mare. Fiii de împărați și de boieri, care veniseră cu gând de a fi aleși, începură a striga că nu se poate, e greșeală, nu e bun de împărat, și cerură ca să se facă o a doua încercare. Se înălță dar porumbelul cea de-a doua oară și de asta dată, fără niciun ocol, veni și se puse drept pe capul băiatului. Încă o dată strigară fiii boierilor că nu se poate și cerură a treia încercare. Iar pe băiat îl băgară într-un sac și îl duseră departe de lume. La a treia înălțare, porumbelul, după ce fâlfâi puțin pe deasupra locului pe unde stătuse băiatul mai înainte, își ia iarăși zborul și se duce de se pune drept pe sac. Atunci toată lumea strigă într-o unire că acesta este împăratul lor. Îl scoaseră din sac și îl duseră de la șezară pe tron în sunetul buciumelor, al surlelor și al strigărilor de bucurie ale mulțimii adunate. Împăratul cel nou, cum se văzu întronat, mai întâi hotărâ ca frate sună zdrăvanul și bătrânul ce-i găzduise să fie nelipsiți de lângă dânsul și cu ajutorul lui fratesu începu a cârmui împărăția cu înțelepciune și dreptate. Nu trecu mult și vestea se duse în toate ținuturile și în împărățiile vecinilor despre numele lor, iar supușii începură a-i numi cei doi frați împărați cu minte și drepți. Când auzi dascălul de fuga copiilor, turbă de mânie, căci era un zăcaș de n-avea margini. Vreau să-și facă seama singur, dar n-a avut curaj. Văzând însă că norocul îi stă împotrivă, se potoli oarecum și se apucă iară de dăscălia lui. După o bună bucată de timp, iată că sosește și tatăl copiilor din călătoria cea lungă ce făcuse. Adusese cu dânsul foarte multe bogății. Când află de fuga copiilor, cât pacii era să-i vie rău, dar se stăpâni. Cercetă în dreapta și în stânga și îi se spuse toată istoria cum s-a întâmplat. Atunci el hotărâ să ceară dreptate pentru necinstea ce i-a făcut soția lui și pentru răul ce i-a pricinuit procletul de dascăl.
Merse, deci, pe la toate dregătoriile și fu străgănit prin judecăți mai mulți ani, fără să-și dobândească dreptatea, potrivit cu mărimea vinei celor vinovați. Aflând și despre numele cel falnic al celor doi frați împărați, neguțătorul își luă femeia și pe tascăl și se duse să-i judece ei. Mai înainte însă de a ajunge ei acolo, fratele împăratului, Năzdrăvanul, simțind care să vie tatăsău la judecată, spuse fratelui său, împăratul, și amândoi se chibzuiră ca să facă o primire ca unui părinte bun ce le era. Când veniră împricinații la înfățișare, ieși înainte fratele împăratului și primi pe negustor la scară, iar când îl duse înaintea împăratului, acesta se sculă de pe tron și îl întâmpină cu vorbe bune și supuse. Negustorul se minună de atâta cinste ce i se făcu și nu știa ce să mai zică. Se uită în toate părțile și nu pricepea nimic din cele ce se făceau. El căută când la împăratul, când la fratele împăratului, se minună în sine, dar nu cuteză să zică nimic. Intrând în cameră și dascălul cu femeia, stătură ca trăsniți de Dumnezeu. Vezi că se știau vinovați de moarte. După ce se așeză împăratul pe tron, judecata începu. Neguțătorul își spuse păsul și zise că își pune nădejdea în înțelepciunea împărătească și așteaptă să hotărască împăratul cum îl va lumina Dumnezeu. Dascălul o mălcise de tot, iar femeia îndrugă și ea câteva vorbe, aruncând toată vina în spinarea dascălului. Atunci împăratul întrebă pe negustor, dacă își va vedea copiii, iar recunoaște el? Mai e vorbă, răspunse neguțătorul. El se uită la amândoi împărații și nu mai cuteză să zică nici bleu. Noi suntem, răspunse împăratul. La aceste cuvinte, femeia și dascălul o sfecliră de tot și tremurau ca varga, iar neguțătorul creștea inima în trânsul de bucurie că-și găsise copiii. Împăratul zise că de când este el împărat, așa pricină grea nu mai judecase. Hotărâ ca toți să cadă în genunchi și să roage pe Dumnezeu să le arate dreptatea lui. Așa și făcură. Pe când încă se rugau, deodată dascălul și femeia se făcură stane de piatră. Împăratul porunci să pună aceste stane de piatră de o parte și de alta la scara palatului, iar negustorul rămase la curtea împărătească. În vremea aceasta, fratele cel mic, după ce se despărți de frații săi, se duse ca și cuvântul din poveste, că de aici încolo se gătește și ajunse la orașul unde îl scosese drumul pe care apucase el. Acolo, dacă sosi, trase la un om al lui Dumnezeu. De câte ori se culca, de atâtea ori găsea câte o pungă cu galbeni la căpătâiul său când se scula. Ceru de la gazdă pe cineva care să-i arate lucrurile cele mai însemnate. După ce ocoli cruciși și curmeziși tot orașul, văzând tot ce era vrednic de văzut, ajunse la margine și acolo era un ostrov. Iar dacă vreau ști ce era acolo, călăuza se feria îi spune. Seara întrebă pe gazdă și aceasta îi zise, să nu care cumva să te muște șarpele de inimă să te duci acolo, că e stingere de tine. Pentru ce? Întrebă flăcăul. Pentru că acolo șade o măiastră și oricine merge la dânsa se întoarce ca piu și apoi nimeni nu poate să meargă să o vadă până ce nu dă două pungi de bani. Asta este tot? Mâine mă duc să o văd, zise el. Bani am destui, precum vezi. Nici rugăciunile gazdei, nici frica de căpiare nu l-a putut opri de a merge să vadă pe acea măiastră. Se duse deci, dădu două pungi de bani și intră în ostrov. Acolo umblă câtva timp, ca un haidamac pe din afară, că doar măiastra va ieși la fereastra palatului să o vadă. Ea ieși, el o văzu și apoi se întoarse. A doua zi se duse iar, a treia zi din nou și tot astfel câteva zile de-a rândul. De ce o vedea, de-aia dorea să o mai vadă. Măiastra băgă de seamă că el venea într-una de câteva zile. Trebuie să aibă mulți bani, se gândi ea. Iar dacă trimise de-l chemă, îi zise, mare stare trebuie să ai tu, tinere, de o risipești așa. N-am văzut până acum pe nimeni care să vie la mine în ostrov de atâtea ori, una după alta. Da, mare și nesfârșită, răspunse flăcăul cu mândrie.
ca și puterea cu care o fac. Cum auzi măiastra aste vorbe, îi puse gând rău. Se luă deci pe lângă dânsul cu șoptele, cu momele, viclenindu-l ca să-i afle puterea. Flăcăul se pierdea de dorul ei când o văzu dezmierdându-l cu niște cuvinte mai dulci decât mierea. Se înșela și îi spuse, atunci ia-i de-te ceva de băut, iar el dădu din trânsul afară inima găinii. Ea o luă, apoi îi dete să bea din ostrov. Când se dezmetici el și se văzu golan și gonit, cugetă, dacă nu ți-o-i faci-o eu, apoi să știi că nici dracul nu ți-o mai face. Se duse la gazdă și povesti ce i se întâmplase. Nu ți-am spus eu, săracul de mine, să nu te duci acolo? Ce o să te faci acum? Mă voi duce în lume și ce va vrea Dumnezeu cu mine? A doua zi plecă și, trecând printr-o pădure, ajunse la marginea unui râu. Acolo dădu de o colibă de pescar. Îi chiorăiau mațele de foame și fu nevoit să se abată. Pescarul primi să rămână la dânsul să învețe pescuitul. Într-una din zile, pescarul îi zise flăcăului, iată, eu mă duc la târg cu coșul ăsta de pește. Până una alta ia și tu hălăul ăla și vezi de-i putea să prinzi vreun peștișor, ca să avem ce mânca și noi azi și mâine. Las pe mine, răspunse flăcăul. Pescarul plecă, iar băiatul intră cu plasa în gârlă. Bătun sus, bătun jos și pește să prinză câtuși de cât. Tocmai era să se lase de pescuit când văzu o mreană. Mreana fugi, el după ea, până-i veni bine și, aruncând plasa, o încâlci întrânsa și o trase la margine. Văzu el că mreana era cât să le ajungă pe două zile. Se bucură în inima sa că făcuse o treabă cum se cade. Se puse deci de o curăță de solzi, o spintecă, îi scoase măruntaiele. Când în loc de lapți, ceva ce nu semăna a nimic, luă el acel ceva, îl spălă și rămase un fel de covățea mititică de piatră. Bună este și asta, zise el, să am cu ce bea apă. Și îndată își luă o leacă de apă cu dânsa să bea. Când s-o ducă la gură, era plină de galbeni. Se miră de asta întâmplare, răsturnă banii în poală și mai luă odată apă ca să bea. Când se ducă la gură, se făcură iară bani. Acum, hai de la zâna mea, măiastră, zise el. Lăsă și plasă și pește și colibă și într-un suflet alergă la gazda lui din oraș. Îi spuse despre norocul ce dăduse peste el și începu a se găti să meargă la ostrov. Gazda se sili în toate chipurile să-l oprească de la această hotărâre a sa. Fu peste putință. Îl trăgea ața la rele. Până una alta umplu gazdei două tocitori cu bani. Apoi luă cu dânsul covățica de piatră și două pungi pline și se duse la ostrov. Cum îl văzu măiastra, îl cunoscu. Înțelese ea că trebuie să fi dat el cu mâna în foc și îl chemă la dânsa. Acolo, cu prefăcături, cu marghioli și cu viclenii, îl făcu de spuse cum are atâta stare. Și fiindcă flăcăiandrul își pierduse capul cum ajunse lângă dânsa, se lăsă să fie maglisit și măiastra îi șterse și covățica. Cum se făcu stăpână și pe acest lucru, porunci slugilor sale să-l huiduiască ca pe o găgăuță și îl goni cu rușine din ostrov. Când se văzu iarăși dat afară și înfruntat, nu se putu astâmpăra de necaz, cum de să nu ție el ca să nu fie și batjocorit și cu banii luați. Plecă iar la gazdă și îi spuse toată și retenia. Gazda îl povățui să ia pe seama lui o tocitoare de bani din care îi lăsase, să se apuce și el de ceva și să nu mai umble ca un pier de vară după icre verzi. El nu voi și plecă în lume. Ce mi-o da Dumnezeu? Zise el. Merse prin câmpii cu inima plină de foc pentru măiastra lui, trecu prin păduri și nu se putea împăca cu gândul că n-o să-și mai poată vedea odorul. În cele din urmă căzu de obidă și de mâhnire. Stând el așa și zbătându-se cu gândurile, băgă de seamă că pe acolo pe aproape curgea o apă. Se duse să se scalde ca să se mai răcorească. Tot scăldându-se, văzu de cea parte a râului niște smochini. Își aduse aminte că nu mâncase de două zile și se duse să facă o gustărică cu nițele smochine. Mâncă ce mâncă, dar începu a simți ca din ce în ce se schimbă. Unde din om ce era,
se pomeni deodată măgar, altă nevoie acum, cum să se întoarcă în cetate? Pe lângă celelalte toate, acum are să fie și prigonit. Umblând în sus și în jos pe marginea pădurii, îi era frică să intre înăuntru, ca să nu-l apuce vreo fiară sălbatică. Se temea iar să mai iasă la lumină, ca să nu-l prinză vreun om, să-l pună la vreo muncă ce n-ar putea o duce. Ce să facă? Se căina și se văicărea de-i plângeai de milă. Toată ziua umblă rătăcind cu inima cât un purice de frică. Flămânzi iar, căutând câte ceva de mâncare, dete peste niște roșcove. Se apucă să mănânce, căci era lihnit de foame. Cât paci era să moară de bucurie când văzu că încet, încet se schimbă și se făcu din nou om. Stătu în loc și se cruci și el de astă minune, apoi deodată zise: "Acum ești a mea! Stai, măi, tu, că ți-o fac eu ție pe piele, femeie fără de inimă ce mi-ai fost!" Se apucă și umplu sânul de roșcove, apoi făcu un coșuleț, cum putu, din nuiele de răchită și culese întrânsul smochine de care mâncase și el. După ce se întoarse la gazda lui din cetate, îi spuse că acum s-a împlinit. Auzind însă de faima celor doi împărați înțelepți, îi dăte un fier ars prin inimă și își puse în gând a merge la dânsii să vadă, oare n-or fi frații lui? Dar până să se pornească către dânsii, se mai duse odată la ostrov, cu coșulețul de smochine pe mână, și începu a striga la smochine pe la poarta palatului. Măiastra, auzindu-l, trimise să-l cheme. Cum îl văzu, îl cunoscu. Crezând că și în smochinele lui este ascuns vreun farmec numai bun pentru dânsa, porunci de-i cumpără coșul cu totul. El luă banii și se făcea să mai plimba prin ostrov. Măiastra se puse la masă, când la sfârșitul mesei, după ce mâncară împreună cu ai lor smochine, se făcură măgari. Hăt în sus, hăt în jos, bacă o fi una, bacă o fi alta, nimic. Rămaseră măgari ca toți măgarii. Atunci flăcăul, prinzându-i, le puse câte un căpăstru în cap, îi legă unul de altul și îi duse cu dânsul, după ce luă covățica și o băgă în sân, căci inima găinii o mâncase măiastra. Se duse cu cârdul de măgari la gazda lui. "Acum să știi că mă duc într-ale mele," zise el gazdei. "Bani ai destui, ostrovul și palatele sunt ale tale. Rămâi sănătos." "Să ne vedem sănătoși," răspunse gazda, "și să auzim de bine. Dar cu turma aia de măgari ce ai să faci? Ia-ți un argat care să vadă de ei." Așa și făcu, tocmi un argat și porni să meargă la frații lui cu alaiul după dânsul. Pe când mergea, fratele Năzdrăvan spuse împăratului toate cele întâmplate fratelui lor celui mai mic și se pregătiră să-l primească cu cinste. Când ajunse la marginea cetății unde domnea împăratul, se miră că găsi pe frate său cel mijlociu care îl aștepta. Acesta îi povesti toată întâmplarea cu muma lor și a dascălului și cum îi pedepsise Dumnezeu. Plânse fratele cel mic de o sânda dumnezească ce căzuse peste muma lor, apoi merse de se înfățișă împăratului. Cum se văzură, se cunoscură și se îmbrățișară. Apoi ceru de la împăratul să-i dea un grajd curat, unde să-și pună măgarii, pe care singur îi îngrija. Trecu ce trecu și nici pomeneală nu era ca să facă pe măgari să se schimbe iarăși în oameni. Într-o zi, la masă, când văzu că frate său cel mic este cu voie bună, împăratul îi zise: "Ei, ce ai de gând cu măgarii tăi? Destul i-ai pedepsit. Iartă-i. Să nu socotești că nu știu tot ce ai pățit, dar este destul. Mai cu seamă că știu că se topește inima în tine de dorul ei." "Adevăr ai grăit," îi răspunse fratele cel mic. "Pentru hatărul tău fac tot." Trimise de aduse măgarii acolo, le dădu de mâncare roșcove și de îndată se făcură iar oameni. Toți cei de față rămaseră înmărmuriți când văzură astă minune. Apoi ochii tuturor se ațintiră la măiastra și mărturisiră că așa frumusețe de muiere nici că au mai văzut și nici că se mai poate afla în toată lumea. Ea atunci începu a zice:
Mai întâi mulțumesc împăratului că s-a îndoioșat de starea cea proastă și ticăloasă în care ajunsesem și a stăruit de a făcut oameni la loc. Apoi, uitându-se la fratele împăratului cel mic, îi zise: numai tu mi-ai venit de hac pe lumea asta. Dacă voiești, sunt gata de a te lua de bărbat. Iartă-mă pentru neajunsurile ce ți-am făcut. Apoi, eu ce umblam păcatele mele când tot veneam pe la tine și tu ți-ai bătut joc de mine. Fie că și eu mi-am scos din capete, sunt gata și eu a te lua de soție, mai cu seama acum că nu mi-a mai rămas la inimă nici o zăcăseală. Se pregătiră și făcură o nuntă de alea împărătești. Ei nu se mai duseră de acolo, rămaseră câtești trei frații la un loc. Treburile împărăției mergeau foarte bine. Locuitorii apucau și ei de la acești trei frați când dreptate, când povețe bune și când ajutoare în bani. Și în toată lumea se duse vestea despre ei, cărora li se zicea: la cei trei frați împărați. Și am încălecat pe-oșa și v-am spus povestea așa.